În timp ce legea obligă șoferii să transporte copiii doar în scaune speciale, nu toți se conformează, riscând cu viața celor mici. Și mai periculoasă este deplasarea în taxiuri, care, la fel, trebuie să fie echipate corespunzător. Doar o singură companie de taxi deține câteva scaune auto ce revin pentru toate mașinile firmei. Ca să le reamintească despre importanța lor, un grup de inspectori de patrulare a oferit gratuit pentru 10 șoferi de taxi scoici și scaune și au învățat cum să le folosească. Dumneavoastră știți cum se această scoică se pune? Așa, așa, deci, cu capul spre direcția de deplasare. Dacă aveți un copil mic acasă, atunci, conform legii, sunteți obligați să-l transportați utilizând un scaunel special. În taxi, acesta se plasează pe bancheta din spate, cel mai sigur loc fiind la mijloc. Specialiștii spun că statisticile din capitală sunt alarmante, de aceea părinții care nu mai au nevoie de scaune pentru copii sunt îndemnați să le doneze Asociației Obștești Automobil Club, care ulterior le distribuie firmelor de taxi. Am depistat că am ajuns la 50% de utilizare a scaunelelor auto. Și în zonele rurale situația este mult mai rea. De exemplu, o companie de taxi din Chișinău a deținut până acum doar 5 scaune pentru copii și asta pentru că părinții nu obișnuiesc să ceară o mașină echipată corespunzător, ci preferă să-și țină în mâini copilul. Se solicită un taxi un pic mai cu un timp de rezervă, că chiar dacă nu este o mașină în apropiere, să vină alta dotată cu scaun. Amenda pentru lipsa scaunului pentru copii ajunge până la 600 de lei. Ca să scape de aceasta, șoferii de taxi găseau diferite metode de a face rost de scaune. Eu am scaunele mele personale, două acasă. Știind că am, de exemplu, copii mai mici în mașină, îmi iau unul cu mine. Sunt părinți care singuri cu scaunele lor, chiar scriu comentarii când fac comandă de taxi. În total, 10 șoferi de taxi au primit astăzi scaune gratuite pentru copii. Acțiunea face parte din campania Cuplat, deci salvat, inițiată de Inspectoratul Național de Patrulare în parteneriat cu mai multe ONG-uri.